Organizația Voice of the Martyrs va realiza un program special pentru a vorbi despre cei care suferă în întreaga lume, care se numește Încarcerat pentru Hristos. Todd Nettleton a discutat cu George Thomas despre emisiune. Prezentatorul postului de radio VOM, Todd Nettleton, ni se alătură pentru a ne da mai multe informații. Care este scopul emisiunii speciale? Sunt mai multe scopuri. Unul este acela pentru a celebra credincioșia lui Dumnezeu. Am auzit despre Andrew, despre Dan și Petri Iașic va împărtăși despre perioada în care a fost încarcerat în Sudan. Vrem să celebrăm credincioșia lui Dumnezeu care ajunge acum și într-o celulă de închisoare. După părerea mea, creștinii din America și din națiunile libere se vor gândi la ceea ce sunt dispuse sacrifice, pentru ce sunt dispuse sufere pentru a promova împărăția lui Dumnezeu în cartierul lor, în piața lor, la locul de muncă, la școală. Apoi oamenii vor cunoaște mai bine soarta creștinilor pentru care se roagă și care sunt în închisoare, vor înțelege provocările și greutățile lor pentru a se putea ruga cu mai multă pasiune și cu mai multă eficacitate. Ai stat de vorbă cu Andrew și cu Dan despre modul în care l-au văzut pe Dumnezeu la lucru în urma rugăciunilor oamenilor din Biserica Globală. Să urmărim ce au declarat. Am putut vedea că Dumnezeu a avut un scop cu încarcerarea mea. El s-a folosit de mine pentru a fi un magnet pentru rugăciune, pentru a atrage atenția milioanelor de oameni asupra Turciei și asupra acelei regiuni. Am avut o sarcină de a pregăti secerișul. Am înțeles că perioada pe care am petrecut-o în închisoare a fost parte din acea sarcină. Milioane de oameni au început să se roage pentru acea zonă. După ce am ieșit din închisoare, m-a entuziasmat faptul că am aflat de numărul mare de oameni care s-au rugat no, pentru Iran în acea vreme. Au avut loc schimbări politice importante în Iran după cazul meu. Numărul mare de rugăciuni și efectul lor m-a entuziasmat foarte mult. Cum s-a schimbat perspectiva noastră asupra suferinței și asupra eficacității rugăciunilor în urma acestor cazuri? Relatările lor ne reamintesc că Dumnezeu are un scop care depășește priceperea noastră. Dacă ne gândim la povestea lui Iosif, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Asta se întâmplă și în prezent. I s-a întâmplat și lui Andrew Brownson, lui Dan Bauman, lui Petr Iașic. Este bine să ne reamintească faptul că atunci când suntem încărcerați, dacă privim situația prin prisma eternității, vom vedea că Dumnezeu are un scop și lucrează la realizarea planului Său. Chiar dacă în acel moment suferim, Dumnezeu are un plan. Tod, te rog să ne dai o perspectivă mai amplă câți creștini suferă din cauza credinței lor în lume și cum sunt persecutați. Persecuția poate fi discriminare, ceea ce înseamnă copiii creștinilor nu pot merge la școală, creștinii nu găsesc un loc de muncă, sunt dați afară din locuință. Apoi creștinii ajung chiar să-și dea viața pentru Hristos. Asta se întâmplă în peste 70 de țări din lume. Biblia spune, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Acest eveniment, care a avut loc în mediul virtual, va ajuta trupului Hristos din întreaga lume să se întrunească și ne va ajuta să cinstim acel pasaj din Scriptură. S-a dovedit că atunci când biserica din întreaga lume se roagă și mijlocește, Dumnezeu mișcă cerurile și pământul pentru cei care suferă, nu-i așa? Da, și schimbă țări întregi. Mă întrebam dacă ar fi avut loc schimbările din Sudan, sau sunt rezultatele rugăciunilor pentru Mariam Ibrahim, în perioada când a fost în închisoare și când Peter Iașec a fost și el în detenție. Dumnezeu acceptă rugăciunile noastre și schimbă destinul unor țări. Așadar, haideți să ne rugăm pentru cei persecutați și pentru națiunile ostile. Iar voi de la VOM faceți exact asta deoarece atrageți atenția oamenilor asupra celor care continuă să sufere din cauza credinței lor.